you say you know me well. Hai să ne cunoști mai bine. Dă un like pe Facebook. Keep in touch with people. Radio Europa FM. Păi deschidem și rațiunea zilei tot pe Facebook, pagina Radio Europa FM. Asta pentru că a venit Cătălin. Un steag alb a venit. Salutare. Nu știu cine ți l-a dat, dar cine se predă. La Kremlin se flutură, da. Se flutură steagul alb la Kremlin. Se flutură, da, dar e genul ăla. Hai, ia uite ce pace vă oferim, numai ca să ne oprim, știi? Bine. Așa, condițiile pe care le pun, eu nu cred că vor fi acceptate în situația asta de Ucraina, dar e foarte interesant cum s-a petrecut ziua de astăzi și poate ar fi bine să le povestim chiar acum, chestia chiar asta. Acum începe rațiunea zilei. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Așadar, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a prezentat public o, ce ar fi o ofertă de pace, să zice, nu? El spune, domnul Peskov, spune, domnule, Rusia va opri operațiunile în orice moment dacă Ucraina îndeplinește câteva dintre condițiile pe care le pune Rusia. Și probabil că sunteți curios să vedeți care sunt aceste condiții, nu? Deci Ucraina trebuie să recunoască Crimeea ca fiind rusă, peninsula Crimeea ca fiind rusească, partea Rusiei. Ea e ocupată dinainte de acest război, e ocupată din 2014 de armata rusă. Și de asemenea trebuie să recunoască independența celor două republici care erau deja ocupate și unde avea loc război. Donetsk și Luhansk, da, cele două care sunt așa ca intrate în corpul Ucrainei la granița sa estică. Trebuie să le recunoască ca state independente. Asta ar fi o parte de trecere. Nu, mai continuăm. Da, pe lângă asta, Dimitri Peskov spune că Ucraina trebuie să-și modifice Constituția și să respingă prin Constituție intrarea în orice bloc politic, dând ca exemplu NATO. Asta și ca, probabil că și Uniunea Europeană, dacă ar fi să fie. Deci asta ar trebui să treacă Ucraina în Constituție, că nu intră în NATO. Și spune el că Rusia va termina în condițiile astea operațiunea de demilitarizare a Ucrainei și dacă toate condițiile astea se îndeplinesc, Rusia se va opri, uite, acum pe loc, acum, imediat ce se opresc. Da. Sunt două întrebări. Se poate negocia ceva din tot pachetul ăsta și dacă se poate, ai cu cine să negociezi? A doua întrebare. Bănuiesc că orice pe lumea asta e negociabil. Acum, cu cine, dacă mai ai încredere în cetățean... E bine să negociezi? Nu știu să zic, asta vor hotărâ ucrainenii, dar e foarte greu să mai ai încredere în Vladimir Putin după toate câte s-au întâmplat în ultimul săptămâni. Vestea e pe masă, probabil că pe canalele de negociere între cele două părți, că sunt niște canale de negociere, a fost trimisă mai de mult. Astea-s condițiile. Și Rusia spune că, domnule, ne oprim, adică noi nu mai avem alte cereri asupra Ucrainei. Adică astea trei, republicile alea două și Crimeea și gata, nu mai vrem nimic altceva, vă lăsăm în pace. Numai să vă puneți în Constituție că nu o să intrați în NATO. Nu știu cum va primi partea ucraineană chestiunea asta. Teritorială îi lasă în aceeași situație ca acum două săptămâni, adică cu aceleași pierderi, care pentru ei sunt inacceptabile, iar politic îi lasă fără aspirația lor, pe care mulți ucraineni o consideră cea mai importantă pentru nația lor, să intre în organisme de apărare internaționale și europene. Sigur că asta pune pe toată lumea, chiar și pe aliați, într-o situație dificilă, pentru că multă lume acum va socoti și va spune, păi, până la urmă pare a fi rezonabil, nu? Adică pierderi teritoriale mai mari nu aveți. Da, nu ne retragem nici sprijinul către țările care au intrat mai târziu în NATO, rămânem acolo. Exact. Vă ajutăm să refacem țara cum o vreți să o faceți ca o floare. Singurul lucru pe care trebuie să-l acceptați este să nu intrați în NATO. Și ce se întâmplă, să zică ucrainienii, dacă ne mai atacă o dată și noi nu suntem în NATO? Păi, ce se întâmplă? S-a întâmplat ce s-a întâmplat și acum. Noi o să vă ajutăm și rămân în condițiile astea. Sigur că cererile Rusiei par așa, cum să zic, pentru cine vrea pace imediat, par foarte ofertante. Ofertante, da.
Numai că numai în locul ucrainienilor să nu fii. Când ți se spune din exterior, nu ai voie să faci cu țara ta ce vrei. Aia cum ar fi să-ți modifici Constituția pentru că îți cere o putere din afară. Asta va fi foarte greu acceptabil de către poporul ucrainean și conducerea ucraineană, dar tipul ăsta de cerere este foarte periculoasă pentru că Rusia știe ce face, că mulți ucraineni vor spune, dacă doar atât ne costă să oprim măcelul ăsta, atunci poate ar trebui să o facem, oprim măcelul. Asta pune într-o poziție dificilă politic pe Zelenski în interiorul propriei țări. Acolo unde multă lume se va uita și va spune, nu mai bine discutăm un pic despre chestia asta? Până la urmă, crezi, domnule Zelenski, că NATO ne va primi sub steagul său? Vor spune unii dintre ucraineni. Aici este pericolul în această situație. Ori statele trebuie să aibă posibilitatea să-și aleagă de unele singure drumul lor în viață și în geografie și geopolitică. Ori Ucrainei îi se răpește tocmai acest drept și cetățenii săi și conducerea sa vor trebui să hotărască asupra acestui lucru. E foarte greu să treci gard în gard cu un imperiu, sau mă rog, cu un fost imperiu. Pentru orice țară și pentru orice, la orice imperiu. Să știi că mai există imperii, dar uite, ăsta e foarte nasol că e condus de un dictator. Cred că aici se scrie diferența, știi? Da. Pentru că nu avem niciun dubiu, nu neapărat că a pornit un război în afara țării sale, dar pentru modul în care se comportă cu cetățenii țării sale. Și pe la asta trebuie să ne uităm. În orice caz, e clar că ăsta va deveni un subiect de dezbatere internă și internațională. Și e o chestiune destul de grea. Și multă lume la România, în direct, știi, ca și zilele trecute, hai domnule, numai pentru chestia asta ne oprim. Da, dar nu suntem noi. Adică nu e problema noastră și oamenii ăia. Corect, da. Cătălin, îți mulțumim pentru comentarii și pentru informația pe care ne-ai adus-o. Te așteptăm din nou alături de noi mâine. Spor. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.